Bă, mă uitam și eu la mami.ro, pula, oricum știam asta, mai de mult ar trebui să verific. Peti Lee, fata lui tata, norocul tău, de la Dumnezeu că eu am fost repliat. Mai de ce? Dacă eu eram om și nu eram repliat, belei pula. Așa. În cele mai bune cazuri te nășteai copilaș în direct. Oh, și așa tu ești jumate îngeraș copilaș. Dar așa tu nu. Păi de ce? Eu supraviețuiam. Și mămica noastră făcea niște anticorpi. Și îți ataca sistemul nervos central. Dar nu știu, de când mă plictiseam în locul anticorpi. Ce s-a atac la fată, că nu găseam sistemul nervos central. E, ăla, ce, central ceva, ce-o central. Și te nășteai copilași în geraș. Dar eu dacă am fost reptilian, mama reptiliană și oboligozaură, eu și oboligozaur, nu s-a făcut anticorpi. Și atunci, feți, feți, logofeți, bine că te-ai născut tu. Dar dacă mai făta mama un copilaș după tine, poate îi venea năbădăinii și mai făta unul brusc, pentru că te-a fătat foarte rapid. Deci te-a fătat la 2 ani de zile. Deci mi-a dat mie țâță, s-a plictisit, și a făcut dragoste cu tata, că era iubire, dar e pula. Avea și poftă de pulă și pită pită. Și te-a făcut pe tine. Deci mulțumește lui Cluci la Buci. Sau ce pula mea, ce crezi tu, la banii tăi amărâți, să-i fuți. Așa, la excursiile tale, cu nebun de căcat. Că acum aveam grijă să te șterg de pișa și de căcat. Da, fetii, viermuitoarea dreacu. De ce? Sau mure. Și îmi rămânea via verii. Și după aia zicea tata, au, ai născut un reptilian? Nu, eram om. Și eram fericit. Aveam grupă de bețivi, reptilian. Paolo, fata, ai grupă de bețivi. Tu ai B3 plus. A, de-aia ne potrivim noi, că plus cu minus, ea știe matematică. Egal minus. De-aia iese ea tot timpul minus. Poate nu, ai pus. Ești pozitiv. Gândește pozitiv. Iese negativ. E pula mea de... Să mă fut pe tine de jăngoasă.